Darius Făgăraș, pregătit la CS Politehnica Iași de către profesorul Dorel Ursache, a încheiat anul trecut junioratul cu o participare la campionatele europene under 20 în aer liber. Din acest an reprezintă categoria de vârstă tineret, dar la competiții naționale este deja multiplu medaliat și la seniori. Consider că Darius ar putea alerga în 2023 în finala probei de 400 de metri garduri la campionatele europene pentru tineret în aer liber under 23, chiar dacă va fi cu un an mai mic decât limita superioară a vârstei. Dar dar pentru a putea atinge un astfel de obiectiv ar trebui să beneficieze de condiții cât mai bune de pregătire, cât de cât apropiate față de adversarii săi, a declarat profesorul Dorinel Ursache. Darius Făgăraș a fost inclus printre cei nouă membri ai lotului olimpic de tineret al României, ceea ce înseamnă că se implică și Comitetul Olimpic și Sportiv Român în susținerea activității sale, dar și că va avea câteva obiective de îndeplinit.